Tu ești un alt eu, o catedrală a trupului, așa se intitulează proiectul românesc prezentat la Bienala de la Veneția, semnat de Adina Pintilie. E de fapt o instalație audio-video derulată pe mai multe ecrane, care reinventează privirea și percepția publicului. A fost o experiență foarte specială, e cu totul diferită de lucrul din cinema și e un format imersiv. Încă din perioada Touch Me Not ne interesează foarte mult relația cu spectatorul, reacția cu privitorul. Aici am dus un pas mai departe investigația pe relația asta între spectator și performer și cum destabilizezi granițele dintre și destabilizezi pozițiile celor două părți. E și o experiență spațială foarte puternică. În cinema, corpul tău ca spectator este separat de ecran, e o anumită distanță, chiar dacă te implici în poveste și te identifici cu personajele, adică așa numitul suspension of disbelief, se întâmplă, există totuși o separare între corpul tău și experiența de pe ecranul cinematografului. Aici, cumva fiind între ecrane, înconjurat de ecrane și de sistemul de sunet foarte prezent, tipul de relație dintre corpul tău și corpurile de pe ecrane e mult mai direct. Un aspect foarte important al lucrării este întoarcerea privirii. Știi că de obicei privirea în cinema e dinspre spectator către ecran. Ei, aici privirea e întoarsă invers. Tu, ca spectator, ca vizitator, ești privit. Ești privit din toate părțile de aceste personaje în momentul în care intri în spațiu și lucrurile decurg de acolo. Proiectul României s-a bucurat de un ecou deosebit în rândul profesioniștilor din domeniul artei și al presei internaționale, care l-au inclus în clasamentele și recomandările lor. Pentru că procesul este foarte subiectiv și pentru participanți și pentru mine, este implicit foarte subiectiv și pentru vizitatori. Sunt foarte diferite reacțiile. Depind foarte mult de istoria personală a fiecăruia, de cum se raportează fiecare la corp, de cum se raportează fiecare la anumite problematici. Sunt vizitatori care sunt foarte interesați de povestea unuia dintre cupluri. Sunt practic trei cupluri pe care le urmărim în instalație. Unii vizitatori sunt în mod particular interesați de un lucru sau de altul. E zona asta de intimitate și de corporalitate pe care toți o avem, e importantă pentru noi, dar e dificil de, cum am mai povestit de atâtea ori, e foarte dificil de discutat despre lucrurile astea și e foarte subiectiv. N-au fost numai reacții de bravisima și de entuziasm, au fost și reacții de rezervă și reacții de disconfort și care sunt la fel de interesante și de valide. Instalația de acum de la Veneția e tot o etapă a procesului de cercetare asupra intimității și corpului început de regizoare acum mai bine de 10 ani și lansat publicul Touch Me Not. Și de data aceasta, Adina Pintilie dinamitează prejudecăți și urmărește relațiile complexe și fascinante a trei cupluri, ale căror dinamici intime există în afara normelor. Lucrarea nouă este total diferită de Touch Me Not. E o instalație multimedia, sunt personaje noi în marea majoritate, sunt și câteva din personajele pe care le-am cunoscut în Touch Me Not, dar sunt și personaje noi cu care lucrez. Sunt și români? Doar eu și echipa de filmare de data asta. în momentul ăsta, în configurația asta, lucrării nu sunt. În cercetarea asta poate e important să spun că noi am început o cercetare pe zona de intimitate în urmă cu niște ani buni și cercetarea asta a fost concepută de la bun început ca o multiplatformă, ca un proiect multiplatform care să iasă în mai multe formate. Primul a fost filmul, urmează acum proiectul de la Bienală, Catedrala Corpului, și mai urmează un film, urmează câteva proiecte performative și este o echipă multinațională. Sunt și români, dar sunt și personaje, sunt participanți din Germania, din Franța, lucrăm cumva dincolo de granițe din mai multe puncte de vedere și geografice și culturale. Mai departe, Tu ești un alt eu, o catedrală a corpului, va deveni și o interesantă cercetare sociologică asupra percepției publicului. Proiectul e mult mai complex, nu e doar expoziția, ci există și un program de mediere pe care îl facem în parteneriat cu
colegii noștri de la trei universități, de la UNATC, de la CESI, de la Centrul de Excelență în Studiul Imaginii și de la Universitatea IUAV din Veneția. Împreună cu ei am creat acest program de mediere care oferă studenților celor trei universități posibilitatea de a media. Este un concept foarte nou pe care l-am descoperit și eu acum și mi se pare foarte interesant, de a media relația dintre vizitatori și lucrarea sau opera de artă, cum se numește, lucrarea respectivă. Lucrarea noastră constă într-o instalație, o sculptură video și o instalație VR. Și mediatorii, care în mod clasic se numesc custozi, dar conceptul de mediator cultural este mult mai complex decât cel de custode, în sensul că sunt un soi de punte de comunicare, sunt un fel de portavoce între curator și artist și lucrare și public. Studenții care sunt mediatori și care primesc publicul și îl informează și intră în conversație cu publicul și duc mai departe procesele, cum să zic, declanșate de film, sunt studiate, explorate în continuare, sigur, cu consensul vizitatorilor, adică sunt invitați să participe în această cercetare vizitatorii care sunt deschiși să facă asta. Deci continuă aceste conversații între mediatori și vizitatori și se documentează, se adună acest research pe tema impactului lucrării artistice asupra vizitatorului, la nivel fizic, emoțional, conceptual, intelectual. Sunt foarte curioasă ce o să iasă. Vom avea la finalul proiectului în decembrie, vom avea o conferință, un simpozion, de fapt, o formulă mai complexă la UNATC, în care vom prezenta rezultatele acestui program de mediere și sunt foarte curioasă care va fi călătoria fiecăruia dintre studenții respectivi și doctoranzii respectivi de-a lungul celor 9 luni. Proiectul Adinei Pintilie poate fi văzut la Veneția până pe 27 noiembrie. Regizoarea vrea să aducă instalația și la București. Întreaga bienală se întâmplă pe zona asta de corporalitate. Metamorfozele corpului este tema propusă de Cecilia Alemani, de curatoarea bienalei, și a fost impresionant să văd la nivel internațional preocuparea asta crescută pentru zona de corp, de relaționare, de empatie, de intimitate. Nu suntem numai noi care nu suntem izolați, este un soi de spirit al timpului și am stat să mă gândesc, să-mi dau seama exact, pentru că nu mai e vorba de originalitate acum, ci e mai degrabă miza în ziua de azi, mi se pare că e asta de autenticitate și de exprimare a lucrurilor personale, autentice, ca un soi de formă de afirmare a libertății personale. Dacă folosești metafora asta a lumii ca un corp, atunci când un corp se îmbolnăvește, nu știu dacă se răspundește un cancer sau ceva și foarte multe lucruri nu merg bine, sistemul imun se activează spre însănătoșire. Cumva așa îmi explic acest interes pentru interioritate, pentru corp, pe care l-au foarte mulți artiști, foarte mulți activiști în ziua de astăzi, ca un soi de reacție sănătoasă a corpului comunitar, o dintr-o nevoie din asta de vindecare. Mi se pare fascinant ce se întâmplă. Sunt foarte multe lucruri interesante anul ăsta, se face și o recuperare istorică a preocupărilor artistice despre corp și despre relaționare. Recomand cu căldură. Și poate că discuția în contextul de azi, dincolo de conștientizarea de sine, a propriei corporalități, și conștientizarea celuilalt, nu, exact, a diferențelor, pentru, exact, că încă vorbim de la pandemie până la conflictul din Ucraina. Exact. Cum îl acceptăm pe celălalt? Cum trăim cu celălalt? Cum acceptăm pe celălalt care are de foarte multe ori altă perspectivă asupra lumii decât avem? Cum acceptăm diferențele astea? E o reflectare foarte interesantă a contemporaneității, a perioadei în care ne aflăm. Recomand cu căldură Bienala de anul ăsta. Sunt ridicate acolo niște probleme care mi se par foarte urgente la nivel uman, dincolo de faptul că sunt proiecte artistice.